Fugarul Ionel Arsene, fostul președinte al Consiliului Județean Neamț, s-a predat în Italia. Arsene ar fi mers la poliția din orașul Bari, însoțit de avocații săi, unde a spus că există un mandat pe numele său. El a fost reținut, iar autoritățile din peninsulă urmează să judece acest caz. Ionel Arsene are cetățenie italiană și reședință în Brescia, motiv pentru care este posibil să nu poată fi extradat în România. Pe 10 martie, el a fost condamnat definitiv la 6 ani și 8 luni de închisoare cu executare într-un dosar de corupție, dar ar fi plecat din țară înainte de anunțarea sentinței. O zi mai târziu a fost emis un mandat european de arestare pe numele său.